Deschidem cuvântul Domnului la întâia carte a profetului Samuel, capitolul 22. Voi citi de la versetul 1 la 5. 1 Samuel, capitolul 22, primele 5 versete. Pagina în Biblie 315, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. David a plecat de acolo și a scăpat în peștera Adulam. Frații lui și toată casa tatălui său au aflat și s-au pogorât la el. Toți cei ce se aflau în nevoie, care aveau datorii sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Astfel s-au unit cu el aproape 400 de oameni. De acolo David s-a dus la Mițpe, în țara Moabului. El a zis împăratului Moabului: dă voie, te rog, tatălui meu și mamei mele să vină la voi, până voi ști ce va face Dumnezeu cu mine. Și i-a adus înaintea împăratului Moabului și a locuit cu el în tot timpul cât a stat David în cetățuie. Prorocul Gad a zis lui David: nu ședea în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Și David a plecat și a ajuns în pădurea Hereț. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, cu mesajul acesta de astăzi voi începe un serial nou de 12 cuvinte înțelepte din Cartea lui Dumnezeu, pe care le-am intitulat Miere din stâncă, miere din stâncă. Orice cuvânt al lui Dumnezeu, spune Sfânta Scriptură, este mai dulce decât picurul din fagure. Și de aceea trebuie să iubim cuvântul Domnului ca apa, ca pâinea, ca mierea. Am prezentat un serial în fața dumneavoastră la vremea potrivită, apă din stâncă, acum miere din stâncă. Istoria lui David este o istorie interesantă. Este o istorie în care mă pot găsi eu, te poți găsi tu, în ce privește experiențele pe care David le are. Ca și David, avem biruințe și falimente. Avem suportul prietenilor sau avem respingerea lor, chiar a celor apropiați, cum este în cazul lui David la început, a avut respingerea familiei. Avem biruințe spirituale și morale și avem căderi spirituale și morale. Avem profit, câștiguri și avem pierderi. De aceea, ca și David, fiecare dintre noi, la un moment dat în viață, în umblarea cu Dumnezeu, vom ajunge în peșteră. Pasajul nostru spune că David a ajuns în peștera Adulam. Peștera este locul fricii și a ascunderii de semeni. Este locul răcelii și a întunericului. Peștera este locul lipsei confortului. Este locul amărăciunii și a ascunderii. Peștera este locul unde fugi de persecuții, locul în care tu te retragi, singurătatea aceea, depresia aceea, ascunderea aceea, unde nu vrei să știe nimeni de tine și unde ți se pare că nici Dumnezeu nu te aude și nu te vede. David, în momentul în care ajunge și stă în peștera Adulam, are ungerea ca împărat. Deci a primit cuvânt profetic, a primit ungere de la Dumnezeu că el va fi împărat peste Israel. Și trebuia să ajungă împărat. Dar n-a intrat în posesia binecuvântării sale imediat. A trebuit să-i bată pe filisteeni în Valea Refaimiților sau în Valea Urieșilor. Apoi a trebuit să-i bată la Baal Perazim, însemnează locul străpungerii, locul trecerii de dincolo. Dar înainte să se întâmple această bătălie, să treacă dincolo, David a trecut prin peștera Adulam.
În limba ebraică, frașesoră, doamnelor și domnilor, Adulam însemnează stoarcere. Stoarcere. Și este un timp când Domnul mă pune, te pune, ne pune în peșteră ca să ne stoarcă. Să ne stoarcă de orice îndoială, să ne stoarcă de orice încredere în propriile forțe, să ne stoarcă de orice neîncredere, să ne stoarcă de orice gând care nu-i după voia Lui, să ne stoarcă de orice relație care nu-L onorează pe Dumnezeu, să ne stoarcă de orice lucru și orice obicei care stă împotriva înaintării noastre spre țara binecuvântată, spre promisiunile Lui Dumnezeu. Cel rău este pe urmele tale și pe urmele mele, pentru că vrea să te împiedice să intri în posesia binecuvântării. Și de aceea, foarte des, ajungem în peșteră. Mesajul cu care mă voi adresa dumneavoastră în acest serial nou, primul mesaj, deci, se intitulează Timp de peșteră. Timp de peșteră. Pentru toți, la un moment dat, este un timp de peșteră. Pentru toți, la un moment dat, este un timp de întuneric, de strâmtorare. În vechiul Israel, frate și surori, doamnelor și domnilor, peșterile serveau mai multe scopuri. Era locuințe pentru săraci. Mulți locuiau în peștere. Peșterile în Israel erau, de asemenea, staule pentru animale. Este foarte posibil că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, s-a născut într-un astfel de staul, într-o peșteră, pentru că adăpostea oile de ploaie, de frig, adăpostea ciobanii de ploaie, de frig. Peșterile serveau ca depozite materiale, ascunzișuri pentru răufăcători, dar și ascunzișuri pentru oameni nevinovați, care, dacă se întâmplau, să săvârșească o faptă care, după legea lui Israel, merita pedeapsa cu moartea și o făceau din greșeală și nu reușeau să fugă în cele 6 cetăți de scăpare pe care Dumnezeu le-a rânduit în Israel, se puteau ascunde pentru o vreme în peșterile acestea. Pe de altă parte, însă, peștera slujea în Israel ca loc pentru morminte, pentru anumite familii, cum a fost peștera Macpela, unde a fost îngropată soția lui Avraam, Sara. Și când ne uităm în cuvântul Domnului și când ne uităm la peștere, se vede în care este scopul peșterii. Și dacă ne uităm, sunt două scopuri pentru peșteră. Două scopuri. Primul, peștera este un loc nedorit. Cine vrea să stea în întuneric? Cine vrea să ajungă în peșteră? Cine vrea să stea cu morții? Nu? Cine vrea să stea în întuneric? Cine vrea să stea în frig? Cine vrea să stea în locul descurajării? În locul depresiei? În locul zdrobirii personale și a frustrării? Peștera este un loc nedorit. Dar, dacă, la fel ca și David, nu ne schimbăm, nu ne predăm cu totul lui Dumnezeu, Dumnezeu conduce drumurile în viața noastră de așa manieră încât ne trece prin peșteră, ne trece prin Adulam ca să ne stoarcă de lucrurile care trebuie schimbate. Pentru că nu poți umbla cu morții după tine. Nu poți umbla cu firea pământească după tine. Aceasta trebuiește îngropată. Omul cel vechi, cu poftele lui și cu rebeliunea lui împotriva lui Dumnezeu, trebuiește îngropat. Și de aceea, dacă singur nu vrei să-l pui în mormânt, Dumnezeu te obligă și trece în peșteră. Să-l pui acolo. Te obligă să treci prin încercare. Te obligă să treci prin situații care sunt neplăcute pentru tine. Să nu credeți că a fost plăcut pentru David să fie în peșteră. N-a fost plăcut deloc. Oamenii lui Dumnezeu pot să ajungă acolo. Ilie a ajuns în peșteră. Știți foarte bine. Ilie a ajuns în peșteră. Necazul este că atunci când ajungi în peșteră, când Dumnezeu te trece pe acolo, dacă nu înveți de ce ai ajuns acolo, te descurajezi mai tare. Și în loc să slujești pe Dumnezeu și în loc să te predai lui Dumnezeu cu toată inima, începi să te plângi mereu înaintea lui Dumnezeu. Vă aduceți aminte de istoria lui Ilie. Ce faci tu aici, Ilie? L-a întrebat Dumnezeu. Și vă aduceți aminte ce a răspuns Ilie?
Vă ajuns aminte ce a răspuns Ilie? Așa scrie. El n-a răspuns. Pentru că Dumnezeu l-a întrebat, ce faci? Și el a început să plângă ce a făcut. Dumnezeu l-a întrebat, ce faci aici? Că acolo nu facea nimic. Și am fost plin de râvnă, am umblat, am predicat, am cântat, am avut grijă de Israel, am avut grijă de profeții tăi. Nu. Ce faci aici? Pentru că aici nu faci nimic. Aici doar te plângi. Stai în întuneric, stai izolat. Însă, partea bună este că Dumnezeu, în mila Lui, încă ne vorbește și în peșteră. Și de acolo Dumnezeu vrea să te scoată și vrea să mă scoată și să ne pună ca pe Ilie pe munte. El a fost scos din peștere și a fost pus pe munte. Și acolo când a fost pus pe munte, Dumnezeu i-a arătat trei lucruri. I-a arătat puterea lui Dumnezeu, controlul lui asupra naturii, în vânt, 1 Împărați 19:11. I-a arătat controlul lui Dumnezeu asupra pământului întreg, cutremurând pământul, 1 Împărați 19:11, partea a doua și versetul 12. Și i-a arătat puterea lui Dumnezeu de a controla încercarea sau ispita. Este focul din 1 Împărați 19:12. Cei ce sunt în peșteră astăzi și cei ce sunt la strâmtorare astăzi, cei ce au ajuns să fie storși de lucrurile care trebuie să se dezbrace, pentru că în cuvântul Domnului spune, dezbrăcați-vă de omul cel vechi. Nu purtați de grijă firii pământești ca să-i treziți poftele. Dezbrăcați-vă, nu umblați cu morții după voi, Altfel, trebuie să treceți prin peșteră să-i îngropați, să fiți determinați să-i puneți acolo. Dar dacă nu facem lucrul acesta, dacă noi singuri, de la sine, nu vrem să lucrăm pentru binele și spre binele caselor noastre, Dumnezeu va îngădui ca pe David și ca pe Ilie să trecem pe acolo. Și de aceea, dacă în această dimineață, aici în Biserica Emanuel, în această seară sau în această zi, când te asculți la internet, te simți că ești în peșteră, trebuie să-ți dai seama, este un loc nedorit, dar Dumnezeu vrea să te dezbrace de ceva. Pe de altă parte, cel de-al doilea aspect este că peștera este un loc necesar, frașesurilor, doamnelor și domnilor. Este un loc necesar. Un rău necesar. De ce? Pentru că acolo, în peșteră, Domnul ne convinge să ne rețină atenția. Dacă vă uitați în cuvântul lui Dumnezeu, psalmul 142 este scris de David atunci când era în peștera Adulam. Dumnezeu i-a reținut atenția lui David. Și uitați ce spune David. O rugăciune făcută când era în peșteră. Cu glasul meu strig către Domnul. Deci i-a reținut atenția, l-a învățat să se roage în sfârșit. Cu glasul meu mă rog către Domnul. Îmi vărs necazul înaintea Lui și îmi povestesc strâmtorarea înaintea Lui. Când îmi este mâgnit Duhul în mine, Tu îmi cunoști cărarea. Pe drumul pe care umblu, mi-au întins o cursă. Aruncă-ți ochii la dreapta și privește, nimeni nu mă mai cunoaște. Este drept. Orice scăpare este pierdută. Nu este drept, începe să vadă rău, pentru că este în peștere și este întuneric. Nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nu este drept. De câte ori n-ai spus lucrul acesta? Nimănui nu-i pasă de mine, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Este cineva căruia îi pasă de sufletul tău. Este cel apropiat ție, dar este altcineva mai mare decât cel apropiat ție. Este Dumnezeu căruia îi pasă de sufletul tău. De aceea ești acolo. Dar totuși îi reține atenția Dumnezeului David. Și continuă. Doamne, către Tine strig și zic, Tu ești scăparea mea. Observați că e pasul lui Dumnezeu, nu? Partea mea de moștenire pe pământul celor vii. Ia aminte la strigătele mele, că sunt nenorocit de tot. Izbăvește-mă de cei ce mă pregonesc, că sunt mai tari decât mine. Scoate-mi sufletul din temniță. Este în peștere, ca în temniță. Ca să laud numele Tău. Cei nepreniți vor vedea, vor veni să mă înconjoare când Tu îmi vei face bine. Reține atenția. În peștere, când ajungi în necaz, când ajungi în strâmtorare, când ajungi atunci când Dumnezeu te stoarce de toate lucrurile care nu sunt necesare să le porți cu tine, să le porți cu mine, să le purtăm cu noi, cu biserica, cu familia, personal, individual, Dumnezeu îngăduie acolo. Pentru că vrea să-ți vorbească și vrea să-mi vorbească. Vrea să-ți spună și să te determine să vezi unde ești, unde ai ajuns și ce trebuie făcut în momentul acela. Apoi în peșteră ne oprește din nebunia păcatului, când Dumnezeu ne îngăduie acolo. În Psalmul 119 cu versetul 67, uitați ce spune cuvântul Domnului. Până ce am fost smerit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul Tău. Adică, ce vrea să spună aici autorul, pentru că Cornelescu parcă traduce puțin mai dificil, puteți să pune Psalmul 119 cu versetul 67 pe
ecran și să-l vadă și cei ce ne urmăresc la internet, pentru că atunci își dau seama mai bine. Uneori dacă nu pui virgula cum trebuiește și nu te uiți bine sau nu împlinești ceea ce spune Apostolul Pavel, până voi veni la tine, ia seama bine la citire, înțelegi ce nu trebuiește. Uitați ce spune acolo. Până ce am fost merit, rătăceam, dar acum păzesc cuvântul tău. Cineva m-a abordat și a zis, uite frate Gog ce scrie în Scriptură, este bine să nu fiți merit, că atunci nu rătăcești. Să observați? Și este bine să nu fiți merit. De ce te smerești? Că rătăcești. Așa. Dar acum, dacă sunt obraznic, păzesc cuvântul Domnului. Nu este așa. Ceea ce spune autorul acestui psalm este următorul lucru. Până ce nu ți-ai pus nuiaua pe mine, să mă smerești, să mă pui la punct, făceam ce vroiam. Ei, după ce ți-ai pus nuiaua pe mine, mi-a venit mintea la cap. Și am început să umblu drept. Peștera te îndreaptă. Mă îndreaptă. Pentru că ne oprește din nebunia păcatului. Pe de altă parte, peștera, dacă e învățată lecția, aduce bine în viața personală, în viața familiei și în viața bisericii. În același psalm 119, versetul 71, cuvântul Domnului spune, este bine pentru mine că m-ai zmerit ca să învăț rânduielile tale. Este bine pentru mine că m-ai zmerit. Este bine că te-ai oprit în dreptul meu. Nu mi-a plăcut să mă strâmtoreze Domnul. Mi-a plăcut să mă oblige să intru în peștere. Pentru că, vedeți, noastră, atunci când oamenii se ascundeau în peșteri, să nu-și închipuie nimeni că peștera în care s-a ascuns David, în peștera Dulam, de ce se numește și peștera Stoarcerii, este o peșteră cu o ușă grozavă, mare. Nu! Era o peșteră în care trebuia să renunți la cele mai multe bagaje. De aceea spune Stoarcerii, pentru că trebuia să intri foarte greu acolo, să nu te găsească. Trebuie să lași foarte, foarte multe bagaje. Să scap de ele. Și atunci cuvântul Domnului spune, este spre binele meu că m-ai zmerit. Acum am învățat cuvântul tău, am învățat legea ta. De acolo din strâmtorare se învață Domnul, de acolo din peșteră se cunoaște puterea Lui, de acolo din peșteră poți și poate Dumnezeu să-ți rețină atenția și poți să auzi glasul Dumnezeu ca și Ilie. Și scopul Domnului nu este să ne țină în peșteră, scopul Dumnezeu este să ne pună pe munte. Să ne pună aproape de El. Și scopul Dumnezeu este să ne deschidă ochii ca lui Ilie și să vadă că El este în controlul problemelor noastre. Chiar dacă se cutremură munții, cum spune Psalmul 46, chiar dacă se mișcă marea, oceanul în adâncimea Lui, chiar dacă toate lucrurile coboară foc din cer, pe cel neprihănit nu-L ajunge, pentru că Dumnezeu îl scapă. Dar trebuie să stea lângă Dumnezeu. Trebuie să stea lângă Dumnezeu. Nu stai, nu stăm timp de peșteră. În al doilea rând, după ce am văzut scopul, unul este unul nedorit și unul este bun, peștera de azi. Hai să vedem peștera de azi. Este foarte interesant pentru mine, mai ales când îmi place să citesc foarte mult și îmi place să cunosc istoria. Și când citesc în istorie, când citesc cărți istorice, relatări istorice, viața poporilor din trecut, viața națiunilor din trecut, sigur, este diferență între ce este acum și ce este atunci. Dar, în ce privește problemele, aceleași probleme le-au avut oamenii dintotdeauna. Și este interesant să vezi lucrul acesta. Mulți istorici cad în această greșeală și spun societatea aceea era diferită, nu aveau problemele care le avem noi. Ba da, problemele care le avem noi le aveau și ei. Uitați cine este în peșteră. Primii, dacă vă uitați în cuvântul Domnului, au venit la el deziluzionați, decepționați. Nu sunt menționați în pasajul nostru, dar cine a plecat de lângă Saul? Cine a plecat de lângă Saul? A plecat de lângă Saul cei care au văzut că Saul nu este ceea ce a promis. Saul nu este ceea ce a spus în campania lui electorală când a ajuns împărat că va face pentru Israel. Nu este apărătorul pe care îl vroia Israel. Nu este omul lui Dumnezeu pe care îl dorea Israel. Saul este un om oscilant, schimbător. Și oamenii au ajuns deziluzionați, decepționați. Și spune că în peșteră au venit la David oamenii care erau decepționați, deziluzionați. Și într-adevăr, lucrul acesta se întâmplă și cu noi astăzi. Societatea noastră arată la fel. Oameni deziluzionați, oameni decepționați. Sunt deziluzii în familie, deziluzii în biserică, deziluzii printre prieteni, deziluzii printre lideri. Oameni deziluzionați de faptul că Dumnezeu întârzie în împlinirea făgăduințelor Lui pentru unii. Te rogi Dumnezeu poate de ani de zile și starea ta este la fel.
Te rog lui Dumnezeu pentru sănătatea ta și starea ți este la fel. Ești credincios zeciuielii, potrivit cuvântului lui Dumnezeu și singurul loc în Scriptură, unde Biblia spune și aș vrea să noteze Biserica Emanuel lucrul acesta și aș vrea să noteze prietenii noștri, frați și surori care se închină și ne urmăresc la internet. Singurul loc în Scriptură unde Dumnezeu spune pune-mă la încercare și vei vedea de nu voi deschide pentru tine hambarele cerului ca să te binecuvântezi, este legat de bani. Este acolo unde Dumnezeu îi cere lui Israel prin profetul Maleahi 3:10 și spune, aduceți zeciuielile la voastre la casa Domnului. Fiți credincioși în zecioală și apoi puneți-mă la încercare. Nu mă puneți la încercare până nu sunteți voi credincioși. Și veți vedea de nu voi deschide zăgazurile cerului. Poate că ai fost credincios de cerului și încă nu se deschide zăgazul cerului pentru tine. Oamenii se decepționează, se deziluzionează. Și cuvântul Domnului spune că în peșteră au venit cei care erau decepționați, cei care erau deziluzionați. De ce? Trebuiau să scape de decepție. Trebuiau să fie vindecați. Și n-a găsit Dumnezeu un loc mai bun decât numai trecându-i pe la Adulam, să-i ștearcă de deziluzie, să-i stoarcă de gândul acesta și să se încarce cu încredere în Dumnezeu care zilnic ne poartă poverile și zilnic ne poartă de grijă. Am să vă dau un exemplu din familie. Cum știți foarte bine, călătoresc foarte mult în misiune, în lucrul Domnului. Eram plecat într-o călătorie, într-o misiune în România și în timpul acesta, când am fost plecat, soția mea nu se simțea bine cu sănătatea, treceam printr-o criză financiară, de asemenea, lucrurile nu arătau cel mai frumos și cel mai bine în familie. Soția trebuia să rezolve problemele casei și cu mine departe și să facă față la toate problemele care veneau. Tot în perioada aceasta de timp, știți dumneavoastră că noi avem de câte ori, fiecare dintre noi, câte un prieten, doi sau trei, din aceia care știu toate lucrurile. Și au început să vorbească caustic la adresa familiei și chiar la adresa soției. Și lucrul acesta a necăjit-o foarte tare, a decepționat-o foarte tare pe soție. S-a necăjit așa de tare că într-unul din acele zile, era spre weekend, s-a rugat Domnul, a plâns înaintea Domnului și a zis, Doamne, mă mai iubești? Mai iubești casa? Mai avem preț în ochii tăi? Merită să te mai slujim? A vorbit cu Călin, cu băiatul nostru și a spus, Călin, tu s-o duci mine pe bune la biserică, că eu nu mă pot duce la biserică. Așa sunt de amărât în suflet. A încercat Călin să o convingă pe soție. Mami, trebuie să vii, va fi un cuvânt, va fi o cântare, va fi o rugăciune care te poate ridica. Nu trebuie să pleci urechea la toate zvonurile, la toate criticile, la toate neajunsurile, la dureri. Și noi ne îmbărbătăm, ne încurajăm, dar când ești în necaz, când ești apăsat, nu prea auzi bine. Și soția a fost convinsă că nu trebuie să vină la biserică. Seara, noaptea, în pas, a rugat din nou aceeași rugăciune. Când s-a sculat dimineața, s-a lăsat convinsă în duhul ei, mergem la biserică. Și Tița și Flaviu au spus același lucru, mami, trebuie să mergi la biserică. Flaviu, de fapt, Flaviu. Și cum noi susim mai repede la biserică, trăia încă fratele Mazilu. Vă aduceți aminte de fratele Mazilu, Gicu Mazilu. 14 ani, într-un accident de mașină, paralizat, abia vorbea, un om necăjit, dar care era plin de bucuria mântuirii. Când soția a sosit la biserică, a dat mâna cu cei care erau aici la biserică, sosit la vremea aceea, și a dus și a dat mâna cu fratele Mazilu. Și fratele Mazilu îi spune următoarele cuvinte. Soră Magdalena, n-am putut dormi astă noapte, m-am rugat pentru dumneata. Și i-a dat un plic. Soția a venit aici la locul ei, a puțin, a văzut că încă nu începe serviciu, a deschis plicul. Deci fratele Mazilu s-a rugat pentru soție în timpul nopții și pentru familie. Și uitați ce scrie în scrisoarea fratelui Mazilu. Pe plic scria, pentru sora Magdalena. Înăuntru, pe o pagină, scris dificil, pentru că un om paralizat scrie dificil.
Scrisoarea lui Magdalena către Domnul Iisus. Auziți, oare mă mai iubești? Mai am preț în ochii tăi? De ce îngădui toate aceste lucruri pentru mine și casa mea? Scrisoarea lui Iisus către sora Magdalena. Da, te iubesc. Tu ai preț în ochii mei, căci mi-am dat viața și am murit pentru tine și casa ta, semnează Iisus. Nu-i glorios, Domnul? Nu-i glorios, Domnul? Când te bagă Domnul în Adulam, când te bagă Domnul în peșteră, vrea să te vindece de decepția și de deziluzia ta. Poate ești dezorientat și ai zis, nu mai este nimic, nu se vede nimic, nu se aude nimic, nu se cunoaște nimic. Și atunci Domnul te pune încă la un pic de strâmtorare pe lângă că ești deziluzionat. De ce? Pentru că Domnul are scop să te vindece, are scop să-și pună mâna peste tine și peste casa ta, are scop să ridice sufletul tău, are scop să vindece familia ta, are scop să ridice biserica, are scop să ridice business-ul tău. Dumnezeu are scop să-ți facă bine. Tu nu trebuie să fii decepționat, nici eu, nici unul nu ar trebui. Dar ajungem acolo și când ajungem acolo, Dumnezeu spune să vă storc eu puțin de gândul acesta și să vă aduceți aminte că făgăduințele mele, promisiunile mele pentru voi sunt da și amin. Tot ce am spus se va împlini, pentru că eu sunt Domnul care nu minte, nu sunt un om, nu-mi pare rău de făgăduințele pe care le-am făcut și nu-i pare mărit să fie Domnul. Cine au venit la ei? Cei de-al doilea? Toți cei în nevoie. 1 Samuel 22:2. Cine trece prin Adulam? Toți cei în nevoie. Știți de ce? De ce ne strâmtorează Domnul? Pentru că uităm din nou cuvântul lui Dumnezeu. Uităm din nou cuvântul lui Dumnezeu. Și astăzi lumea este plină de nevoie. În Filipeni 4, versetele 6 la 7, nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu, prin rugăciune și cereri cu mulțumiri. Și v-am spus și vă mai spun, pentru că atunci când am descoperit frumusețea acestui verset, mi-am dat seama unde stă puterea. Uitați! Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. Când ești decepționat, când ești în nevoie, mintea ți se tulbură, mintea ți se tulbură, inima ți se mâhnește, ajungi să-ți faci planuri omenești, planuri personale, care sunt irealizabile, exact cum se întâmplă și în poveștile populare, nu? S-a născut copilul. Într-una din poveștile populare s-a născut copilul în familie și copil frumos a început să crească și după ce copilul a început să crească câteva luni, părinții au început să plângă amândoi. M-a dus aminte această poveste, au început să plângă amândoi și au început părinții lor să vină spune, dar de ce plângeți? O să moară copilul, o să moară copilul, dar de ce o să moară copilul? Păi în pivniță la noi, în basement, în pivniță, pe grindă, este o secure, poate că într-o zi copilul se va juca acolo și o să-i cadă securea în cap și o să moară. Îngrijorare în aceasta aiurea. Statistic se spune că cele mai multe lucruri de care ne temem, cele mai multe îngrijorări pe care le avem, nu se întâmplă niciodată, statistic în lume. Dar pe noi ne ia îngrijorarea pe dinainte, ne ia inima și mintea pe dinainte și facem tot felul de scenarii dezastroase cu privire la noi, cu privire la copiii noștri, ce va fi cu ei, ce va fi cu sănătatea noastră, ce va fi cu business-ul nostru, ce va fi cu biserica noastră, ce va fi cu casa noastră, ce va fi cu părinții noștri, ce va fi cu toate lucrurile. Dar, cuvântul Domnului spune că dacă îngrijorarea ta o dai lui Hristos, și nu trebuie să o faci frumos. Apostolul Petru chiar spune ceva mai drastic, dacă vreți așa. 1 Petru 5:8 și zice, și arunca, 5:7, și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci El știe să îngrijească de voi. Dumnezeu știe, Iisus știe, Duhul Sfânt știe să îngrijească de tine și de mine. Și când le arunci asupra Lui, ascultă ce se întâmplă cu tine, mintea ți se liniștește, vi se va liniști
inima și gândurile în Hristos Iisus. Ai o pace care uimește pe cei din jur. Cum se poate, Domnule? Uite ce necaz a venit. Uite ce strâmtorare a venit. Uite ce lipsă a venit. Uite ce veste de la doctor. Uite cum s-a ruinat business-ul. Uite cum s-a dus casa. Și încă tot liniștit ești, aduceți-vă aminte de Iov. Și-a pierdut business-ul, și-a pierdut reputația, dar nu că și-a stricat el reputația. Oamenii i-au întors spatele, câtă vreme i-a mers bine a fost cu el, după aceea i-au întors spatele, nu? A pierdut 10 copii, averi imense, pentru că i-a fost, în termenii de astăzi, multimiliardar. Le-a pierdut pe toate în 2-3 zile. Și soția lui îi spune, cum? Cum? Tu tot liniștit rămâi, încă binecuvântezi pe Dumnezeu? Păi la ce te ajută să-L blastem? Te liniștește? Te face mai bine? Te face mai bun? Oare nu către El trebuie să ne întoarcem, frați și surori, doamnelor și domnilor? Oare nu acesta este secretul existenței și a binecuvântării tale? Nu bunurile, fiți atenți, nu bunurile, nu darurile te fac fericit, ci ceea ce te face fericit este Dătătorul lor. Și Dătătorul lor este Iisus Hristos, este Tatăl Ceresc, este Duhul Sfânt. Iacob 1:17, 16 și 17, nu vă înșelați spre iubiții mei frați, tot ce ni se dă bun și desăvârșit nu-i de la oameni, se coboară de sus, de la Tatăl Luminilor, în care nu este schimbare, nici umbră de mutare. Dacă ai pierdut totul, dacă s-a ruinat totul, dar îl ai încă în inimă pe Dumnezeu, pe Dătătorul tuturor lucrurilor, lui Iov i-a dat îndoit din nou, de două ori mai mult decât a avut. Și ție îți va da, și mie îmi va da, pentru că Dumnezeu nu se schimbă, nu caută la fața omului și de aceea Dumnezeu vrea să-i asculți glasul și cu nevoia ta să vii înaintea lui Dumnezeu. Nu vii? La adulăm cu noi. La adulăm cu noi. Până ne stoarce. Până ne schimbă, până ne determină să ne credem în Domnul. Cum spune în Evrei, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Asta trebuie să te liniștească, Evrei 13:6. Domnul este ajutorul meu, nu mă voi teme. Ce-mi poate face un om? Ești neîncrezător? Sunt neîncrezător? La Adulam. A treia grupare, toți cei datornici, toți cei datornici, 1 Samuel 22, versetul 2, partea a doua. Cine nu este dator în zilele astea? Nu numai dator financiar, avem datorii morale, avem datorii spirituale. Lumea este în criză, frați și surori, doamnelor și domnilor. Și ascultați-mă bine ce vă spun, poate că o să sună zâmbitor pentru dumneavoastră, dar este realitatea lui Dumnezeu. Lumea este în criză. Și nu trebuie să vă spunem de multe ori pentru că se vede lucrul acesta, se simte lucrul acesta, se simte în casă, se simte în familie, se simte în biserică, se simte în business, se simte în toate domeniile. Dar cum am spus, nu este Dumnezeu autorul tuturor darurilor, tuturor binecuvântărilor? Ba da, dar ne zbatem fără de El. Ne zbatem fără de El, spunem noi câte rugăciune, ne întoarcem noi către El, dar ne rezolvăm singuri problemele. Căutăm să le rezolvăm singuri. Frați și surori, doamnelor și domnilor, dacă la fel ca și apostolii Domnului, fiți atenți, dacă la fel ca și apostolii Domnului, toată noaptea te-ai trudit la pescuit și n-ai prins nimic, ai rămas cu mâinile goale, trebuie să-ți aduci aminte, la cuvântul Domnului, pește îl ascultă. Intră în mreaja ta, intră în casa ta, intră în frigiderul tău. La cuvântul Domnului, frașesturilor, doamnelor și domnilor, Dumnezeu îți va trimite la timp potrivit un pește cu ban în gură, ca să te binecuvinteze. La cuvântul Domnului, pentru că Dumnezeu încă vorbește și astăzi. La cuvântul Domnului, El care are în control toate lucrurile, va trimite peste tine prepelițe, va trimite peste tine binecuvântare. Toate nevoile tale, toate datoriile tale se pot acoperi. La cuvântul Domnului va face ca unde lemnul tău, va face ca lucrurile puține pe care le ai să se înmulțească. Dar trebuie să te încrezi în Domnul. Dacă persiști mult în starea în care ești, din nou, Dumnezeu ca pe David,
și ca pe contemporanii lui. Te obligă, mă obligă, ne obligă să trecem pe la Adulam, să trecem prin peșteră. Și peștera aceasta este tare strâmtă, este rău mirositoare, mai sunt morți pe acolo, este întunecosă, este rece. Te storce de toate lucrurile. Te storce de toate lucrurile. Apoi, este a patra categorie, toți cei nemulțumiți. Toți cei nemulțumiți. 1 Samuel 22, versetul 2, partea a treia. Nemulțumirea este o plagă în societatea contemporană. Dar trebuie să-ți menționez două lucruri. Întâi, partea aceasta, ca semn al vremurilor din urmă, exact cum am auzit la timpul de rugăciuni. Cetățeni nemulțumiți de guvern, soți nemulțumiți de soții și invers, părinți nemulțumiți de copii și invers, boși nemulțumiți de angajați și invers, biserici nemulțumite de păstori și invers, persoane individuale nemulțumite de apă pe care o bea, pâine pe care o mănâncă, hainele pe care le îmbracă, casele în care locuiesc, orașul sau locul unde se locuiesc, slujba pe care o profesează, predicile și cântările pe care le ascultă, vecinii pe care îi au. Nemulțumirea este o armă puternică a diavolului împotriva noastră. Ca fiii lui Dumnezeu ar trebui să avem toate motivele să fim fericiți. Nemulțumirea, frașesorilor, doamnelor și domnilor, numește hrana bună, hrană proastă. Numărul 21:5. Israel a mâncat mană, hrană din cer, hrana îngerilor, cum vă spuneam în altă ocazie, dacă cercetați cu atenție cuvântul Domnului. Hrana pe care o mănâncă îngerii. Îngerii au o hrană specială, numită mană. Și de aceea Iisus Hristos spune, hrană, părinții noștri au primit hrană din cer, este hrana îngerilor. Dar au numit-o proastă. Nemulțumirea face o familie bună, iad. Nemulțumirea face o biserică locală, un loc al plictiselii sau al certurilor de partide. Însă, o singură călătorie la peștera Adulam și ne pocăiește, sper. Fiți atenți, gândiți-vă, să ne gândim. Unii n-au picioare, alții n-au mâini, alții n-au ochi, alții sunt cu boli terminale, alții sunt paralizați, alții au membri handicapați în familie. Alții au copii malformați, alții nu conduc nicio mașină, alții n-au mâncat de câteva zile, alții sunt homeless, alții sunt încarcerați în temniță pe nedrept, alții suferă persecutați pentru credința lor în Iisus. Dar tu, dar eu, dar noi avem două picioare și nu ne plac pantofii, avem două mâini și nu ne plac mănușile, avem un corp sănătos, nu ne plac costumele, avem toate lucrurile și nu ne plac. La Adulam, la stoarcere, la strâmtoare. Biserica lui Dumnezeu, copiii Domnului, eu și cu tine, trebuie să împlinim cuvântul Domnului care spune, mulțumiți-vă cu ce aveți. Însă partea cealaltă, însă, frașesorul, doamne și domnul, pe care vreau să o subliniez, este aceasta. Și trebuie să subliniez lucrul acesta. Nemulțumiți aceștia care s-au dus la David, să nu înțeleagă nimeni că au fost niște rebeli. David a făcut casă cu niște vagabonzi, cu niște rebeli, ca să-l uzurpe pe Saul. Pentru că, uitați ce spune cuvântul Domnului. Toți ce se aflau în nevoie, care aveau datorii, sau care erau nemulțumiți, s-au strâns la el și el a ajuns căpetenia lor. Nemulțumiți aceștia care erau pe vremea lui David, erau deziluzionații care au plecat de pe lângă curtea lui Saul. Au fost împinși, practic, de Saul. Și vă spun de ce. Nu erau rebeli, n-au făcut lovitură de stat, n-au rupt biserică, n-au rupt familii. Pentru că cuvântul cheie este acesta și el a devenit căpetenia lor. Acum să vă spun un secret. Nu este rebel, frate și surori. Nu este vagabond. Nu este nemulțumit în sensul lumesc al cuvântului care să-și pună căpetenie pe unsul Domnului. David este unsul lui Dumnezeu. Este împărat în Israel. Oamenii aceștia au fost respinși, împinși de Saul, destituiți de Saul și de aceea căpetenia lor ajunge unsul Domnului. Un rebel își pune căpetenie unul mai rebel, nu în cazul lui Israel, nu în cazul lui David. Însă există partea aceasta,
De foarte multe ori ne comportăm ca niște nemulțumiți și atunci Domnul Dumnezeu ne trimite, ne lasă, ne îngăde să intrăm la Adulam să ne vindece, să ne stoarcă și de problema aceasta. 3. După timpul stoarcerii, ce s-a întâmplat cu oamenii lui David și cu David după Adulam? Două lucruri. În primul rând, lecția neînvățată. 1 Samuel 22, 3 la 4. Cuvântul Domnului spune că David a coborât în Moab. Este dușmanul de moarte al lui Israel. Și în paranteză spus, pentru dumneavoastră și pentru cei ce ne ascultă, urmașii lui Moab, dacă veți cerceta cu atenție în istorie, sub Octavian Augustus, Iulius Cezar, care a cucerit Palestina și Orientul Mijlociu, și apoi sub Octavian Augustus, s-a făcut un recensământ. Și în acest recensământ s-a ajuns la concluzia că dintre rămășițele Moabului au mai rămas 40.000 de oameni. Octavian Augustus a spus, sunteți liberi, nu veți mai fi sclavi, refaceți-vă viața și refaceți-vă poporul. Este un decret în istorie. S-au așezat în sudul Israelului de astăzi, la sud de Berșeba, și s-au așezat acolo sub denumirea de Idumeia, de unde este Irod și Iuda Iscarioteanul, pentru că ei sunt idumei. Deci edomiții s-au numit apoi idumei. S-au amestecat cu populația arabă și după ce s-au amestecat cu populația arabă, în cursul timpului, în istorie, frați și surori, doamnelor și domnilor, și aș vrea să vă uitați la lucrul acesta, puneți-mi, vă rog, acolo pe ecran Psalmul 83 cu versetul 4 la început și apoi mergem pe el în jos. Veniți, zic ei, este o coaliție de 10 state, să-i nimicim din mijlocul neamurilor. Pe cine? Pe Israel. Ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Următorul. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta. Uitați cine este. Corturile lui Edom. Ei sunt primii. Deci este o coaliție în vremurile din urmă. Corturile lui Edom. Fiți atenți la limbaj. Corturile. În Sfânta Scriptură, cortul are cel puțin 2 sau 3 semnificații. 1. Loc temporar, 2. Loc de închinare și 3. Loc militar. Deci, încartuire militară. Cine se adună? Corturile lui Edom, pentru că nu mai este un popor. Cine trăiește în corturi astăzi cu statut de refugiați care se ridică împotriva lui Israel și sunt primii care manevrează, atacă împotriva lui Israel, cine sunt? Palestinienii. Edomiții din vechime, uitați acolo, palestinienii de astăzi. Corturile Edomului. Și cu cine? Ismaeliții, Arabia Saudită. Ismael este Arabia Saudită care sponsorează aceste atrocități. Moabul și Hagareniții, Moabul este Iordania, centrul Iordaniei, Hagareniții sunt nordul Egiptului. Mai departe, Gebal este sudul Libanului, Amon și Amalek este nordul și centrul Siriei, Filistenii este ținutul Gaza, de astăzi locuitorii Tirului este Tirul, Asiria este Siria de astăzi centrală. Se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Dar cine sunt primii? Corturile Edomului, un popor cu statut de refugiat, un popor care nu există. David, în loc să învețe că Dumnezeu este cel ce îl ridică, unde a coborât? A coborât în Edom. Sigur, el a mizat pe legătura lui de rudenie, pentru că era legături de rudenie în Edom, în Moab. Pe cine? Pe Rut, bunica lui este din Edom, nu? Din Moab. Moab sau Edom este același lucru. A mizat pe această legătură de rudenie să-și ducă părinții acolo. După ce Domnul te-a băgat în Adulam, nu fugi la cel rău ca să te rezolvi. Nu fugi la cel rău.
David a pierdut prima fază a lecției. Trebuia să întoarcă către Domnul. Dar uitați ce se întâmplă. Lecția care îi eliberează, cel de-al doilea lucru. Ce profetul Gad a venit la el. Nu ședea în cetățuie, ci du-te și intră în țara lui Iuda. Ia uitați ce frumos e aici. Dacă Domnul te-a băgat în Adulam, dacă Domnul a hotărât să te stoarcă de toate lucrurile care nu trebuie să fie cu tine sau cu mine, cu casa ta sau cu casa mea, în practicile tale sau în practicile mele, la locul stoarcerii, după ce te-a băgat în pește, după ce te-a băgat în Adulam și te-a stors de el, Dumnezeu spune acum, nu te întorci înapoi la lume, pentru că ai scăpat de acolo. Dacă Domnul nu ți-a luat viața și s-a făcut bine, nu te întorci înapoi la lume. Du-te în Iuda acum. Este pentru tine un loc de laudă, un loc de glorie la adresa lui Dumnezeu. Nu sta în Edom, nu sta în Adulam, du-te în Iuda, du-te în poporul Domnului. 2 ani în urmă sau un an în urmă, 15 iunie 2008. Vă aduceți aminte că doctorul Tim Hill ne-a vizitat aici și spunea printre alte următoarele lucruri. Leia, soția lui Iacob, care nu era iubită de soțul ei, așa cum era sora ei, Rahela, Geneza 29:30, spune cuvântul Domnului, de 3 ore a căutat să cumpere dragostea soțului ei, umilitor, de 3 ore. Ruben, 29:32 Geneza. Apoi a născut pe Simeon și a zis, mă va iubi acum, 29:33. Apoi a venit Levi, 29:34. Și tot n-a câștigat dragostea soțului. Apoi s-a rămas însărcinată cu al 4-lea copil. Și când l-a născut a zis, de data aceasta voi lăuda pe Domnul. Uit celelalte lucruri. Uit lipsa confortului. Uit neatenția soțului, uit lucrurile acestea care mă fac să mă simt mizerabilă. Am să-mi întorc privirea înspre Dumnezeu. Și aduceți-vă aminte ce spune Sfânta Carte. Când îți întorci privirile înspre El, te luminezi de bucurie. Când cauți și din Adulam, din peșteră și din Moab, te duci în Iuda, în locul laudei, în locul gloriei lui Dumnezeu, atunci se coboară peste tine bunăvoința lui Dumnezeu. Și cuvântul Domnului spune că David a ascultat, s-a dus în Iuda. Și de acolo încolo, de fapt, drumul lui este un drum de biruință, pentru că dacă urmăriți textul Sfintelor Scripturi cu privire la viața lui David, de acolo încolo, biruințele vin una după alta, vin una după alta, până când el este încoronat, împărat peste întreg Israelul. În concluzie, care este starea ta? Ești în Adulam? Ești în peșteră? Este peștera stoarcerii. Dumnezeu vrea să-ți aducă aminte și să-mi aducă aminte. În peșteră se îngroapă morții. Nu purta morții cu tine. Nu purta firea pământească cu tine. Nu purta faptele ei cu tine. Nu purta ambițiile ei cu tine. Tu ești chemat să fii membru în poporul lui Dumnezeu. Ești chemat să fii parte din familia lui Iisus Hristos, din biserică. Deci în inima ta și în viața ta trebuie să fie roada Duhului lui Dumnezeu. Trebuie să fie încrederea aceea care să te liniștească. Chiar dacă treci prin valea umbrei morții, trebuie să știi și să nu uiți, Domnul este cu tine. Dar dacă ești deziluzionat, decepționat, dacă ești în lipsă, dacă ești în criză, dacă ești alungat și nu vrei să aduci lucrurile acestea, îngrijorările acestea lui Dumnezeu, să le arunci asupra lui Hristos, pentru ca El să-ți liniștească inima și mintea în Hristos, Domnul, trebuie să-ți aduc aminte și trebuie să-mi aduc aminte și să aduc aminte tuturor. Dumnezeu va îngădui, ne va îngădui ca pe David și oamenii lui să intrăm în peștere, să intrăm în Adulam și ne va ține acolo până când Domnul ne va storce de orice lucru care nu-L onorează, de orice lucru care de fapt îl dezonorează. De ce? Faci lucrul acesta pentru ca să te învețe pe tine și pe mine că trebuie să te încrezi în Domnul. Până ce am fost merit, rătăceam. Până nu s-a întins degetul peste mine și mâna peste mine, umblam în toate părțile. Dar este spre binele meu că m-ai smerit, este spre binele meu că m-ai oprit și m-ai băgat prin peșteră, pentru că am lăsat nebuniile, am lăsat gândurile firești, am lăsat la o parte neîncrederea mea în Dumnezeu și de aici încolo, în loc să mă mai întorc în lume, în loc să mă întorc din nou la lucrurile pe care le-am părăsit și de care Tu m-ai stors, Doamne Dumnezeule, nu mă duc în Moab, nu mă duc în lume, mă duc în Iuda. Am o laudă pentru Dumnezeul meu. Îmi pusesem nădejde în Domnul.
El s-a plecat spre mine. Mi-a auzit plângerile. Mi-a auzit țipetele, strigătele. M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii. Mi-a pus piciorul pe stâncă. Și în gură mi-a pus o cântare de laudă. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și au crezut. Trebuie să vadă mulți că Dumnezeu ți-a dat izbăvirea și mi-a dat izbăvirea. Trebuie să vadă mulți în tine și în mine că Dumnezeu trăiește. Și chiar dacă am trecut prin Adulam sau am trecut prin Adulam, când am ieșit de acolo, am intrat în poporul Domnului cu o putere mai mare, cu o încredere mai mare, știind că Dumnezeu este credincios făgăduințelor Lui și îmi va purta de grijă mie și casei mele, ție și casei tale, familiei tale, business-ului tău. De ce? Pentru că Dumnezeu te iubește și îți iubește sufletul. Amin.